În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preaiubiți și preacinstiți părinți, iubiți credincioși, în această zi de Sfântă Duminică, de Sfântă Înviere, plină de lumina Domnului nostru Iisus Hristos, am avut praznicul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului nostru Iisus Hristos. Acest praznic al Maicii Domnului Iisus Hristos este un praznic care s-a instituit în urmă cu 1000 de ani. Și anume, într-o noapte, la Marea Catedrală din Laherne, unde astăzi există doar o mică bisericuță, erau adunați la privegherea de noapte mii de credincioși din Constantinopol. Acest oraș care avea câteva sute de mănăstiri și câțiva zeci de mii de monahi. La priveghere, deci cam pe la 4 dimineața, era de față împăratul cu suita lui și patriarhul cu suita lui. Și mii și mii de credincioși prezenți în această catedrală, intrau cam 10.000 de credincioși în ea și în jurul ei, participând la aceste sfinte slujbe de priveghere atât de frumoase, care erau la 1 octombrie. Ei, era atunci în Constantinopol un sfânt care era mai presus de ceilalți sfinți. Sfinți erau mulți în Constantinopol, să știți, erau zeci de cuvioși monași care trăiau viață sfântă, care se preocupau doar de rugăciunea lui Iisus, numai Sfântul Teodor Studito avea vreo 10.000 în mănăstirea lui. Și atâta erau de pătruși de Duhul Sfințeniei, de Duhul rugăciunii, de Duhul cunoașterii lui Dumnezeu, încât chiar și împăratul și împărăteasa practicau rugăciunea lui Iisus și dormeau pe jos și îmbrăcați în haine de cânepă sau de in, de groase, de sac, în intimitatea lor, făcând nevoințe duhovnicești. Ei, acest sfânt care trecea pe toți în nevoințe era un slav, de undeva de prin Slovenia de astăzi, cu numele Andrei. Andrei cel nebun pentru Hristos. Ei, acest Sfânt Andrei ajunsese la un așa grad de sfințenie încât dormea în frig iarna, dormea pe zăpadă, desculț, fără haine pe el, dormea cu câine să adunau în jurul lui să se încălzească când era ger mare afară, că trupul lui era cald, cald datorită rugăciunilor care le făcea. Și în starea aceasta a lui de rugăciune uneori avea și câte o săptămână sau ori întregi noaptea, dar uneori și câte o săptămână răpiri la cer. Trupul lui zăcea pe caldarâm, între gunoaie de regulă, unde era mai mizerabil, acolo își petrece el noaptea. Și în starea aceasta sufletul lui vedea frumusețele raiului, se bucura de frumusețele și de dulcețele raiului. Și acest om, cu atâta dar de la Dumnezeu, care ne-a lăsat scrisă multe vedenii ale sale, ca mărturii ale vieții de dincolo, a avut o vedenie în acea noapte de 1 octombrie 1011. Deci, cum am spus, era la priveghere în catedrala cea mare din Laherne, patriarhul prezent cu suita lui, împăratul cu suita lui și mii și zeci de mii de credincioși. Și a văzut în vedenie cerul deschis. Cupola bisericii la un moment dat s-a deschis cerul și o mare culoare de lumină din cer până deasupra bolții bisericii și pe acest culoar de lumină care dădea atâta bucurie, mireazmă, cei din biserică doar o simțeau, nu vedeau cu ochii, ci doar Sfântul Andrei a văzut-o și ucenicul lui Sfântul Epifanie. Pe acea stare de lumină cu cântări îngerești însoțită de sfinți, de Sfântul Ioan Evanghelistul, Sfântul Ioan Botezătorul, deci flancată, a venit împărăteasa cerească, Maica Domnului. A venit până deasupra bisericii, în fața Sfântului Altar, deasupra bolții bisericii. Și cu omoforul ei de lumină, cu acoperământul ei de lumină, a acoperit poporul care se ruga în biserică. I-a acoperit, în momentul care i-a acoperit, ea a făcut o rugăciune către Sfânta Trăime, către Fiul ei și Dumnezeu, către Sfânta Trăime, și a zis: Fiul meu, primește pe tot omul care se închină ție și mă cinstește pe mine. Și
Această stare de bucurie, de mijlocire, a produs o bucurie extraordinară în toată biserica. Știți că la o priveghere de noapte sunt momente și momente. Sunt momente când chiar și călugării, cei care nu cântă la strană, nu s-au angajat în slujbă, au momente de somnolență, de picoteală. Credincioșii la fel. Dar sunt momente când dintr-o dată vine un duc de trezvie, de parcă ai fi atunci, te-ai fi rugat prima dată în viață și atât ești de proaspăt. Pe la 5 dimineața, la 6, după o noapte nedormită. Ei, acesta este harul lui Dumnezeu și de multe ori, sau în special, harul Maicii Domnului. Eu am văzut la Muntele Atos de multe ori această stare, în special la Marea Lavră, când este privegherea cea mai lungă din an. Deci, la 19 iulie, după calendarul nostru, 5 iulie, după calendarul lor, este Sfântul Atanasie Atonitul. La Sfântul Atanasie se adună toți monahii din Sfântul Munte și din afară, cam peste 3.000 de monahi. Și este o slujbă lungă de 17 ore. Începe seara la 5, se termină a doua zi la 11. Așa slujbă, deci greu de imaginat pe pământ. Poate că așa numai îngeri în cer mai fac, dar, cum am spus, ca om, la un moment dat, dacă nu ești angajat în slujbă, poți să ai momente de slăbiciune, de somnolență. Ei, vine câteodată câte o boare de har care trezește totul. Ăsta e harul Maicii Domnului. Ei, așa și atunci, după această vedenie, tot poporul din biserică s-a trezit roura de har și erau foarte bucuroși și fericiți, dar nu știau ce s-a întâmplat. Și Sfântul Andrei a spus Patriarhului, Maica Preacurată a venit aici. A venit aici și stătea deasupra noastră și se ruga împăratului tuturor. Se ruga și mijlocea. Și ierarhii și cu îngerii îi se închinau, iar apostolii și prorocii dănțuiau în jurul ei. Un dans ritual, un dans duhovnicesc. Și toți erau într-o stare de fericire și ceea ce mai târziu s-a exprimat în Condac, Fecioara astăzi, înainte, stă în biserică și cu cetele Sfinților nevăzului Dumnezeu se roagă. Îngerii și ierarhii se închină și prorocii cu apostolii dănțuiesc. Că pentru noi roagă Născătoarea de Dumnezeu pe Dumnezeu cel mai înainte de veci. Ei, această vedenie care a văzut-o Sfântul Andrei cel de bun pentru Hristos împreună cu Sfântul Epifanie ucenicului pe care l-a provocat și a spus, Epifanie, tu vezi ceva? Și zice, da, părinte, și mă înspăimântezi. A văzut și el vedenia, era vrednic. Aceasta a făcut sărbătoarea de astăzi. Ei, pentru că în această zi, pe lângă această sărbătoare a Harului lui Dumnezeu, a acoperământului Maicii Domnului, care reprezintă tot Harul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a dăruit omenirii. Sfântul Dimitrie al Rostovului zice că acoperământul Maicii Domnului era acel nor de lumină care mergea în fața poporului Israel din Egipt spre pământul Făgăduinței. Noaptea era un stâlp de lumină și ziua un stâlp de foc și acoperea. Ăsta era acoperământul Maicii Domnului. Și în multe feluri s-a arătat în istorie acoperind lumea acest har al Maicii Domnului. Nu este altceva acoperământul Maicii Domnului, să știți, decât de plinătatea Harului Duhului Sfânt. Maica Domnului este plină de Harul Duhului Sfânt. Nici o ființă din cer și de pe pământ n-a mai primit această heretisire, această urare, această apreciere. Bucură-te, cea plină de dar, Domnul este cu tine. Nimeni, nici înger, nici om. Deci are tot Harul Duhului Sfânt. S-a făcut cămara tuturor darurilor. Și de aceea a și pus-o Domnul Hristos mijlocitoare, când ea l-a încăput pe Duhul Sfânt în ea, la zămizlire, la bună vestire și apoi l-a purtat nouă lunii pântece pe Fiul lui Dumnezeu, l-a născut, l-a purtat în brațe, l-a lăptat, l-a spălat, l-a sărutat, l-a îngrijit. Domnul Hristos, acum fiindcă ea devenise cer pământesc, de la bună vestire, i-a intrat în imposibilitatea de a mai păcătui. Noi cântăm la Paraclis, bucură-te ceea ce ai pierdut, grija păcatului. Vă dați seama? Adică să nu mai poți grija că vei cădea în păcat. Cum nu se poate păcătui în cer și imposibil să se păcătuiască în cer, așa este imposibil să se păcătuiască, să apară gând păcătos în ființa Maicii Domnului.
unde este ea, cum este imposibil să intre în tuneric, în lumină, unei plinătate a luminii dumnezeiești, adică tot Duhul Sfânt și Fiul lui Dumnezeu și acoperirea Tatălui, puterea Tatălui, Satana, de asemenea, stă la o mare distanță pentru că el nu mai are putere să se apropie acolo unde este Maica Domnului. De aceea, în 625, când s-a compus acatistul Maicii Domnului, în urma unei minuni pe care a făcut-o la Constantinopol, i s-a spus Apărătoare Doamnă. Pentru că armata imperială era plecată într-un război, nu era nimeni, au năvălit pirații și n-au avut cu ce să se apere. Și atunci patriarhul și cu cei care au rămas acasă au scos icoanele pe malul Bosforului. Și în procesiune, cu prapori, cu cruci, cu icoane, au făcut rugăciuni la Maica Domnului să-i păzească. Și Maica Domnului și-a arătat puterea ei nebiruită asupra vrăjmașilor credinței. Pentru că tot acești saracini și toate popoarele acestea barbare, prin ele se manifesta puterea demonului, care venea să ardă bisericile, să profaneze călugăriță, sfinte, fecioare, tot ce era. Era o puterea demonului. Ei, când și-a arătat Maica Domnului prezența, deci ea a avut putere nebiruită. Toată marea a început să fiarbă ca un cazan în clopot. Și s-au scufundat mii de corăbii ale barbarilor și s-au scufundat cu toții. Ca și faraon și oștirea lui, adică toată armata egipteană în Marea Roșie, prin puterea lui Dumnezeu. Și acolo este puterea Duhului Sfânt care reprezintă acoperământul Maicii Domnului. Ei, în urma acestei mari minuni a Maicii Domnului, s-a compus acatistul Bunei Vestiri. Și Condacul spune, Apărătoare Doamnă pentru biruință mulțumim. Că noi am biruit o armată întreagă de păgâni care ne devastau, ne-ar fi șters de pe fața Pământului, prin puterea ta. De aceea îți mulțumim, izbăvindu-ne din nevoi, îți aducem ție cântare. S-a făcut priveghere de toată noaptea și un monac, ipnograf, a compus un acatist. Și ca una ce ai stăpânire nebiruită, deci tu ai stăpânire nebiruită în cer și pe pământ și în iad. Iadul se cutremură la numele Maicii Domnului. Maica Domnului scoate din ea suflete când binevoiește. Deci, ca una ce ai stăpânire nebiruită din toate nevoile, slobozește-ne pe noi, atunci a prins poporul. Că dacă dai de o problemă și nu te poți desurca omenește, strigi la Maica Domnului. Și ea are putere cât o armată, mai mult decât o armată. Slobozește din toate nevoile ca noi să strigăm ție. Atât ce să strigăm? Bucură-te, mireasă, purura fecioară. Ceea ce ți-a spus Îngerul. Noi nu ne pricepem oamenii să-i cântăm Maicii Domnului o laudă mai bună, mai frumoasă, mai vrednică, decât ceea ce a spus Arhanghelul Gabriel din cer, primul arhanghel trimis al lui Dumnezeu. Ei, când Domnul Hristos a plecat din lumea aceasta, deci era pe cruce și pe cruce fiind, i-a iertat pe răstignitorii săi, care reprezentau toate păcatele omenirii, că toți avem parte în răstignirea Domnului, toți l-am răstignit cu cuvintele noastre, cu gândurile noastre, cu privirile noastre, cu răutățile noastre, toți avem parte în răstignirea Domnului. În această stare, Domnul a avut grijă să ierte pe toți care l-au răstignit, pe toți păcătoșii din istoria lumii și a avut grijă de Maica sa să o facă Maica noastră. Ea stătea alături, sfârșită, plânsă, leșinase de zeci de ori, să-i spună fiule, iată mama ta, fiului, adică Sfântul Ioan Evanghelistul, apostolul feciorelnic, fiule, iată mama ta, mamă, iată fiul tău. De atunci a făcut-o Maica noastră și ocrotitoarea noastră. Ei, trebuie să știți că în biserică la noi, imnele închinate Maicii Domnului sunt foarte multe. Sunt uneori poate chiar mai multe decât cele închinate Domnului Hristos. Sunt paraclise, avem peste 24 de acatiste, dar plus că mai sunt sute de acatiste închinate icoanelor ei făcătoare de minuni, care sunt de ordinul sutelor, nenumărate. La pradice, deci atâtea cântări, atât de frumoase, toate acestea sunt compuse de dragul Maicii Domnului, pentru că ea e reprezentanta noastră la tronul Dumnezeirii. O ființă umană, delicatețea feminină, tandrețea, frumusețea feminină, fecioară și mamă în același timp. Că
frumoasă ca o fecioară, dulce ca o mamă. Deci ea stă și este ambasadorul nostru la Sfânta Treime, că a fost singura vrednică, fără de păcat, să poată sta de vorbă cu Sfânta Treime, cu Dumnezeu, de la egal la egal, am zice, într-un fel, așa cum vrea Dumnezeu să fie omul la nivelul lui. Și să poată realiza taina întrupării sau lucrarea întrupării prin ea. Și de aceea ea se bucură de atâta cinstire în biserică, de atâtea cântări. Acum vreo 10 ani în Elveția, o păstoriță, soția unui pastor protestant, pastorul a trecut la ortodoxie după vreo 2 ani de discuții și de tatonări, venind la Biserica Română din Lugano, și părintele m-a rugat să vorbesc cu această păstoriță, care era acolo paroh, acum s-a pensionat, și i-a zis, zice, pastorul înțelege ortodoxia, dar zice, ea nu înțelege, cum o cinstiți pe Maica Domnului? Pentru că aceasta e cea mai mare taină, de fapt, că o cinstești pe Maica Domnului și spui pe Născătoare de Dumnezeu și Maica Luminii și ea imediat te trimite la Dumnezeu, zice, mărește sufletul al meu pe Domnul, se bucură Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu. Deja te catapultează direct la Sfânta Treime. Asta e orice cinstire care o dai unui sfânt sau preacuratei Maicii Domnului. Deci o dai o cinstire lui Dumnezeu, de fapt. Și ea nu înțelegea, zice, totuși nu înțeleg, ortodoxi aprind o lumânare la Iisus Hristos și 30 de lumânări la Maica Domnului. Nu înțeleg. Și am explicat într-un fel omenesc. Și am zis, doamnă, zic, Maica Domnului, știți că toți bărbații de pe pământ, chiar dacă sfinți, tot bărbați rămân. Și toate femeile de pe pământ, chiar dacă sfinte, toți femei rămân. Știți că toți poeții antichității, și cei moderni, și cei din Evul Mediu, au avut câte o muză. Trebuia să se inspire. Avea o muză care inspira, de la Homer până la Paul Claudel. Și Maica Domnului este muza sfinților. Toți sfinții imnografi, deci o iubesc ca pe o fecioară și mamă, care este curăția, puritatea absolută, dar și frumusețea absolută, bunătatea, delicatețea absolută. Și de aceea au compus imne și ea i-a ajutat, pentru că ea îi călăuzește la fiul ei și le-a dat darurile fiului ei. Ea i-a ajutat să se unească cu fiul ei, ei au cinstit-o, i-au mulțumit, dar au cinstit-o, sigur, numai pe o femeie o poți cinsti, iubind-o și apreciind-o și așa mai departe. Și zice, bravo, părinte, m-ai dezlegat. Zice, am înțeles, asta este taina. Maica Domnului este tandrețea feminină la scaunul divin, la scaunul Sfintei Trei. Ei, între toți imnografii bisericii, sunt foarte mulți imnografi, astăzi sărbătorim pe doi dintre cei mai mari imnografi ai bisericii. Și aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre acest sfinț imnograf. Considerat imnograful imnografilor, melodul melozilor, compozitorul compozitorilor, este Sfântul Roman Melodu. El este prăzuit la 3 octombrie. Și mai târziu a apărut și Sfântul Ioan Cucuzel, care a trăit la Sfântul Munte Athos în secolul XIV, considerat cântărețul sau protosaltul, cântărețul bisericesc cu cea mai frumoasă voce care a fost vreodată. În compoziții este Sfântul Roman Melodu, alături de Sfântul Andrei Criteanu și Sfântul Ioan Damaschin, care a compus Octoihul. Ne-a lăsat toate slujbele pe cele 8 glasuri de sâmbătă, seara și duminică. Nimeni n-a tocat Ioan Damaschin. Ne-a lăsat imnul de tine se bucură, ceea ce își plină de dar toată făptura. Ioan Damaschin. Al doilea David, așa l-a numit Maica Domnului, David al Noului Testament. Dar, ca și compoziții, ca și adâncime, ca și frumusețea expresiilor, ca și curaj în expresiilor, este considerat Sfântul Roman Melodu. Cine a fost acest Sfânt Roman Melodu? Un evreu. Iată că Maica Domnului are și din neamul ei sfinți care o iubesc și care o laudă. Acest copil de evrei, născut în Edesa, capitala veche a Armeniei, pe anul 480, s-a creștinat de pe la 11-12 ani, copil. A prins dragoste de biserica creștină. Și atât era de zmerit, încât l-au luat paracrisier, un copil care tot timpul era pe lângă altar, tot timpul era pe lângă preoți, tot timpul era pe lângă la slujbe și așa a crescut mai mult prin Sfântul Altar. Părinții nu se știe din ce motiv s-au mutat, când el avea 18 ani, s-au mutat în Constantinopol. În Constantinopol, acolo, capitala imperială,
El a fost paracrisier, ceea ce vedem noi aici, pe fratele Eugen. Cel care aprinde lumânările, cel care grijește biserica. Tot timpul de ce era la slujbe, până când pe la vârsta de 30 de ani, poate peste 30 de ani, a ajuns paracrisier la Marea Biserică Imperială, Catedrala Patriarhală, Hagia Sofia. Adică Marea, unde avea să facă apoi Sfântul Justinian, cea mai mare catedrală din lume și din istoria creștină pe care a fost vreodată. Ei, aici, fiindcă Patriarhul iubea că era atât de smerit, de ascultător, dar n-avea voce, era total la fond și nu știa carte. Îl iubea foarte mult și i-a dat remunerare de cleric. Adică, deși era doar paracristian, l-a pus în rând cu clerici. El îl cinstea și îi dădea remunerare ca și la clerici. Clericii, diaconi, preoți, s-au revoltat-o. Au zis, dar bine, prefericite să nu știe să cânte, nu știe să citească. Nu l-ai pus în rând cu noi. Și de multe ori îi făceau șicane, îl necăjeau. Și într-o noapte de Crăciun, pe la anul 515, se pare, sau 516, era priveghere de toată noaptea. Și l-au pus pe Roman să citească la psaltire, să citească catismele. A citit câțiva psalmi dezastros și imediat a pus să citească pe altcineva și atunci au prins momentul clericii catedrale și au spus prea fericitului, iată prea fericite, nu știe nici să citească și l-ai pus în rând cu noi, îi dai remunerat de ca la noi, cinstire, care suntem preoți și diaconi și cântăresc, cântăm mai ținem slujbele în catedrală. Și atunci el s-a dus undeva și a plâns. De multe ori a plâns el pentru faptul acesta, că n-avea dar și îl râdeau ceilalți de el. Și s-a dus undeva acolo pe o bancă și s-a aruncat în fața icoanei Maicii Domnului și s-a rugat. Ei, după această rugăciune, a țipit puțin, probabil, sau chiar în aievea și i s-a arătat Maica Sfântă, Maica Domnului. Maica Domnului avea un sul în mână de hârtie și a spus, ia și mănâncă acest sul de hârtie, mănâncă și de azi înainte tu vei fi cel mai mare cântăreț și cel mai mare imnograf al meu, cel mai mare compozitor al meu. A mâncat acest sul de hârtie și când dintr-o dată s-a trezit că are știință de carte, ca și apostolii, după bucuria Duhului Sfânt, s-au trezit că știu toate lucrurile din lume, ei oameni fără carte. Și că are curaj și are puterea de a compune atât poetic, cât și linii melodice, din punct de vedere muzical. Și când a venit vremea la utrenie, acum a trecut câteva ore în timpul privegherii, le-a spus, vreau să-i cânt și eu ceva nașterii Domnului, să-i cânt Maicii Domnului. Și s-a urcat în ambon și a cântat Condacul Fecioara Astăzi. Este cel mai frumos condac care s-a compus vreodată, cel mai frumoasă imn care s-a compus vreodată lui Hristos și Preacurate Maicii Domnului. Este, știți, este condacul din noaptea și din ziua din Crăciun. Fecioara astăzi, pe cel mai presus de ființă naște și pământul peștera celui neapropiat îi aduce, îngerii cu păstorii slăvesc, magii cu steaua călătoresc, că pentru noi s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci. Toată biserica a rămas în extaz, în uimire. Câteva clipe nu au putut să scoată niciun grai. Erau peste 100 de clerici, slujeau la fiecare slujbă acolo, toți credincioși și miile. Și au zis, unde a scos această compoziție? Atâta esență teologică și duhovnicească nu mai este niciun imn. Și clericii care altă dată îl culeau și râdeau de el, îl batjocoreau, au început să se pună în genunchi și să-și ceară iertare. Și el n-a tăinuit darul Maicii Domnului. Și a spus, Maica Preacurată, ea mi l-a dat darul. M-am pus în genunchi și am plâns la icoana ei și ea mi-a dat darul și să compun și să cânt. Ei, de atunci el a compus cât a mai trăit până pe la 560, deci a trăit vreo 70 de ani, a compus peste 3000 de tropare și condace. Deci aproape cele mai frumoase slujbe care le avem astăzi în biserică sunt compuse de Sfântul Roman Melodic. Deci, slujba aceasta Crăciunului, deci acest condac atât de frumos, deci al nașterii Domnului, Fecioara astăzi, pe cel mai presus de ființă naște, pământul
pește la celui neapropiat, aduce îngerii cu păstorii, slăvesc, magii cu steaua călătoresc, că pentru noi s-a născut fruntână Dumnezeu cel mai înainte de veci. Ei, tot de la el, nu vreau să vă spun mai multe, dar puteți citi, dacă doriți, prin slujbele noastre, sunt foarte multe compoziții ale lui. Vreau să vă mai spun că el a compus și Condacul Canonului Mare. Știți că canonul cel mare, de peste 300 de topare de strofe, este compus de Sfântul Andrei Criteanu, mai târziu. Dar condacul care îl cântăm noi la cântarea șasea în genunchi, știți, în mijlocul bisericii, suflete al meu, este compus de Sfântul Roman. Deci este de o pătrundere, de o sinteză duhovnicească aproape de neimaginat. Suflete al meu, suflete, scoală, pentru ce dor? Sfârșitul se apropie, ci te deșteaptă, dar ca să se milostivească spre tine Hristos Dumnezeu, care pretutindene este și toate le plinește. Iată ce sinteză. Dumnezeu cel necuprins, pretutindene, dar toate le plinește, adică mântuiește fiecare suflet personal, particular. Acesta este Sfântul Roman Melodu. A trăit o viață sfântă și a știut sfârșitul cu mult timp înainte și este cinstit, iată, de biserică la 1 octombrie. Poate cândva, dacă va rândui Dumnezeu, să vă vorbesc mai pe larg despre viața și mai ales despre opera acestui mare sfânt. Ei, alături de el mai este prăznuit astăzi Sfântul Ioan Cucuzel. Ioan Cucuzel înseamnă, este o poreclă, el s-a născut la Durex, din Albania de astăzi, atunci făcea parte din Imperiul Bulgăresc, pe la anul 1380. Și tatăl său a murit, mama lui, fiindcă a văzut că are niște inclinații artistice și niște daruri artistice deosebite, i-a dat o educație deosebită, l-a purtat la școli, a ajuns la Constantinopol la școală, în capitala imperială, și a ajuns cel mai cunoscut cântăreț din Imperiu. Împăratul îl chema la catedrală și la curtea împărătească să cânte, era favoritul. Ei, acolo, în mijlocul, în curtea imperială, vă dați seama, era cântărețul Imperiului, cum ar fi cel mai bun cântăreț dintr-o țară. Dar nu-i plăcea, pentru că, vă dați seama, acolo, la curte, mâncăruri, băuturi, împăratul plănuise să-l căsătorească, el iubea viața evlavioasă și îl întrebau, ce mănânci, frate Ioane? Și el zicea, cucuzelis, fasole cu varză, asta înseamnă în greșe. Și toată viața a trăit în post și să ruga lui Dumnezeu ca Dumnezeu să facă cumva cu el și să-l ducă la o mănăstire, să scape de lume, să scape de păcate. Nu vrea să cunoască păcatele acestei lumi, ci vrea să-i cânte doar lui Dumnezeu. A fost cea mai dăruită voce considerată poate din ultimul mileniu, din mileniul al doilea. A dat Dumnezeu că după rugăciunile lui s-a dus la Sfântul Munte cu niște treburi, starețul de la Marea Lavră, mănăstirea Marea Lavră, cea mai vestită din Sfântul Munteanul. Și acest stareț cu viață sfântă, bun, de o plândețe desăvârșită, de o smerenie nesfârșită, l-a întâlnit pe tânărul Ioan și l-a binecuvântat pe acest cântăreț deja vestit în tot Imperiul și Ioan i-a deschis ușa. A spus, părinții, eu vreau să mă călătoresc, ajutați-mă cumva. Și a spus, vino cu mine. Și l-a dus în Sfântul Munte. Nu i-a spus împăratului, că nu i-ar fi dat voie. Dar nimeni n-a spus din la curtea imperială. L-a dus acolo și ca să-l ascundă, să nu fie cunoscut, nu l-a pus să cânte ceea ce știa el să facă. L-a pus să pască țapii în mănăstire. Acolo în Sfântul Munte nu sunt animale de sex feminin, ci doar catârii, țapi și așa mai departe, care după aceea la vremea potrivită îi duc acolo în afara muntelui, între capre. Și păscând caprele acolo, am văzut acele locuri de multe ori, de multe ori, și am plâns și m-am bucurat și am cântat și am trăit pe acele stări cu mulți la Sfântul Prodromul, către Sfântul Munte Aton, către izvoarele reci, unde Sfântul Ioan păștea țapii mănăstirii Lavra. Și acolo a stat vreo două luni și n-a cântat. Ce era viața lui cântecul. Și după vreo două luni, la un moment dat nu s-a mai putut abține și a cântat. A cântat o cântare bisericească, o slavă. Ei, când a cântat, la un moment dat, un puznic dintr-o peșteră a auzit cântând. Și a zis, ce se întâmplă? Un înger s-a pogorât pe pământ?
Și când a ieșit din peșteră, s-a dus să vadă, a văzut o priveliște. Sapii stăteau roată pe lângă păstorul care îi păștea, care era fratele Ioan de la Marea Labră. Nu știa nimeni cine e. Dar așa cânta că sapii stăteau neclintiți, nemișcați în fața cântării lui. Și a auzit puznicul, a auzit după aceea și starețul, și până la urmă l-a dus și l-a călugărit și l-au pus să cânte la strana dreaptă. A cântat aproape 50 de ani la strana dreaptă, la Marea Labră. Neîncetat, de multe ori. Ei, Maica Domnului s-a arătat de mai multe ori în viață, ca să vedeți câtă legătură este între Maica Domnului și cântăreții ei, cei care o laudă. Deci Maica Domnului pe toți îi iubește, dar pe cei care o laudă, îi iubește într-un mod special. După vreo 3 sau 4 ani, deja acum cânta, era cel mai renumit, părintele stareț a reușit cumva să îl îmblânzească pe împărat și să-i dea voie Sfântul Ioan să fie călugărit, să nu-l ducă înapoi în lume. Și când cânta într-o sâmbătă noapte la acea priveghere lungă de 13 ore, 14 ore, s-a arătat Maica Domnului și a spus Sfântul Ioan. Deci ceea ce îi spunem noi Maicii Domnului, ceea ce a spus Îngerul, bucură-te, cea plină dar, Maica Domnului a spus Sfântul Ioan, bucură-te Ioane, fiul meu, cel drag, cântă și eu nu te voi lăsa niciodată, cântă mie. Și Maicii Domnului îi plăcea cum îi cânta. Și la un moment dat, datorită statului în picioare, știți că statul în picioare este foarte greu să face trombofebită, picioarele să umflă, s-a infectat un picior, tot era cu noi. Și Maica Domnului l-a vindecat și altă dată i-a dat un ban de aur și a spus, cântă-mi, Ioane, că eu îți voi da răsplată veșnică și iată ca semn că eu te plătesc, tu ești cântărețul meu imperial, împărătesei cerurilor. Iată, îți dau un ban de aur. Și banul acela de aur l-am văzut și eu, l-am sărutat de câteva ori, este pus în salba icoanei Maicii Domnului numită Cucuzelisa, adică cea a Sfântului Ioan Cucuzel într-un paraclis al Marei Labre. Ei, Sfântul Ioan a trăit toată viața, a compus, a adunat toate slujbele, troparele, a scris un tipicon bisericesc, a scris o rânduială a slujbilor, a scris o carte, istoria și arta muzicii psaltice, adică despre modul cum se poate cânta la modul cel mai sublim lui Dumnezeu. Și a lăsat în spatele lui o operă foarte bogată, poate nu atât ca și compoziție, ca și Sfântul Roman Melodul, dar mai ales puse pe note. Noi până astăzi cântăm unele cântări, care unele sunt inegalabile, deci de 1000 de ani în clasica bisericească, de nemult prorocii, anisandarele mari, adică fragmente din Psalmul 103, care se cântă acolo la Marele Privegheri, deschizând mâna ta, toate se vor rupe de bunătăți, compoziții ale Sfântului Cuzel. Au rămas. Și a știut sfârșitul, a stat la o peșteră acolo, nu departe de Marea Lac, un kilometru și jumătate, cu hramul Sfinț Arhanghel, și acolo și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Moaștele lui sunt cinstite astăzi. Are moaștele, sunt acolo într-un paraclis, și capul Sfântului Ioan Cucuzel este alături de capul Sfântului Vasile cel Mare, capul Sfântului Mihail, episcopul Sinodelor, mâna Sfântului Ioan Botezătorul, mâna Sfântului Apostol Andrei și alte relicve importante, sfinte, care le are Marea Labră și care le scoate la închinat seara în timpul pamecerniței când sunt pelerini. Deci iată cine este acest sfânt cântăreț al Maicii Domnului, Sfântul Ioan Cucuzel. A trecut la Domnul la aproape 80 de ani, pe la 1460, și, așa cum am spus, a rămas cel mai important cântăreț sau protopsalt a Sfântului Munte Atos. A mai fost în secolul 20, adică a trăit din 1802 până în 1903. Un cuvios român, Nectarie protopsaltului, la programul numit al doilea Cucuzel la Sfântului Munte Atos. Poate cândva o să vă vorbesc despre el. Deci, dar timp de 1000 de ani n-a mai fost unul ca Sfântul Ioan Cucuzel. Deci, un cântăreț atât de dăruit lui Dumnezeu și Maicii Domnului. Deci, azi am cinstit acoperământul preacuratei Maicii Domnului, dar am cinstit și doi dintre marii ei cântăreți, marii ei imnografi, marii ei compozitori de imne, care le-au lăsat bisericii creștine, desigur, alături de Sfântul Apostol Anania, care l-a botezat pe Sfântul Apostol Pavel și el este prăzuit astăzi la 1 octombrie. Deci, iată ce
mare har, ce mare bucurie ne-a dat Dumnezeu în această duminică, în această zi de lumină, de înviere, prin Preacurata sa Maică, adică cinstirea, prezența Preacuratei Maicii Domnului prin Harul Duhului Sfânt, prin acoperământul ei și îndemnul de a o cinsti și de a o lăuda prin Sfinții ei Melos, Roman și Ioan. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.